Hristos a înviat. Adevărat. Nu știu să fi făcut o înțelegere cu fratele Mircea ca să fie mai scurt în seara aceasta, să-mi dă loc și mie, dar dacă a făcut lucrul acesta, accept propunerea și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvântul din care am mai vorbit în câteva rânduri de-a lungul anilor. Îmi duc aminte că ultima dată când am vorbit din pasajul acesta, am vorbit despre situația aceea în care ești prins în iureș un număr de întâmplări, al unor evenimente și nu știi ce se întâmplă și te uiți la ele de multe ori cu gândirea aceasta omenească și parcă nu le poți pricepe. Și ca să găsești răspunsul la ele, trebuie să le privești prin lentilele Scripturii. Vorbisem atunci despre lucrul acesta. Aș vrea seara aceasta să mai cugetăm puțin la întâlnirea aceasta, pentru că este foarte importantă. Nu degeaba Luca a inclus-o în Evanghelia sa. La ceasul acela de seară, pe drumul de la Ierusalim către Emaus, nu erau doar doi călători, doi ucenici. Vă reamintesc că zilele acelea erau zile de praznic. Zile în care mulți iudei, locuind în provincii mai îndepărtate, în diaspora, veniseră la Ierusalim ca să fie la praznic acolo. Ierusalimul era foarte aglomerat și mulți dintre ei, dintre vizitatorii aceștia ocazionali, nu-și permiteau găzduire la prețurile exorbitante ale chiriilor în cetate. Și cred că mulți dintre ei și-au găsit chirii prin satele de prin prejurul cetății sfinte. La Supereit, în Emaus, de bună oară. De aceea cred că pe drumul acesta care ducea de la Ierusalim către Emaus la ceasul acela de seară, erau multe grupuri de călători de pelerini, dar doi dintre călători parcă se izolau de ceilalți sau se diferențiau față de ceilalți. Pentru că erau ucenici ai Domnului. Ei nu făceau parte din grupul care altădată numărase 12 și din care rămăseseră doar 11 acum. Erau totuși ucenici ai Domnului care l-au iubit pe Domnul, care și-au pus nădejdea în El, care au așteptat de la El lucruri deosebite și care acum au văzut că așteptările lor parcă erau înșelate. Oamenii aceștia călătoreau și nu se puteau lipi de un alt grup, pentru că subiectul ăsta lor era un subiect drag doar lor. Dar aveau doar întrebări. Și pe măsură ce în discuția lor aduceau diferite aspecte, se pare că întrebările sporeau și răspunsurile întârziau. Cineva a descris călătoria aceasta și a asemănat-o cu soarele care apunea în vremea aceea. Mergând spre vest de la Ierusalim, oamenii aceștia aveau în față soarele care cobora spre asfințit. Și imaginea aceasta pare să aibă legătură cu apusul speranțelor din inima lor. Dar aș vrea să remarcați un lucru. Domnul Iisus s-a apropiat de ei. Este adevărat că nu l-au cunoscut. Dar dintre câți călători se găseau pe drumul acela și care, în timp ce mergeau, vorbeau unul cu altul, Domnul Iisus s-a apropiat de aceștia doi. Pentru că aceștia doi vorbeau despre El așa cum se cuvine. Aveau întrebări și ar fi vrut să înțeleagă. E foarte important, dragii mei, atunci când suntem departe de casa lui Dumnezeu, ce fel de discuții, ce fel de dialoguri, ce fel de vorbe purtăm între noi. În cartea profetului Maleahi, Dumnezeu spunea că atunci când cei ce iubesc pe Domnul se întâlnesc și vorbesc despre El, se ia aminte la lucrul acesta, în cer se ia notă de lucrul acesta. Când eu și tu călătorim, poate, mai știu eu,
Chiar la pescuirea mergem împreună. În loc să vorbim o grămadă de lucruri care n-au legătură cu Domnul, n-au legătură cu mântuirea, cu viața spirituală, am putea să vorbim despre lucruri din Scriptură. Și când vorbim despre lucruri din Scriptură, despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, despre mântuire, despre viața veșnică, despre cum am putea să ne stăduim, să-i fim mai mult plăcuți Domnului, eu cred că Domnul va călători cu noi. Dacă ochii noștri îl vor vedea sau dacă nu îl vor vedea, asta este până la urmă mai puțin important. Dar cu siguranță că El va călători cu noi. Am mai spus-o și într-o altă împrejurare, dacă doi sau trei se adună în numele meu, voi fi în mijlocul lor. Și să știți, de 2000 de ani, El își împlinește făgăduința aceasta. Prezența Lui pe lângă noi poate că nu o simțim așa de des pe cum ne-am dorit-o, pentru că poate El nu-i de acord cu subiectele pe care le discutăm noi. S-ar putea întâmpla să mergeți spre casă, soț și soție, și să discutați ce s-a derulat la biserică în timpul serviciului, că fratele Iosif l-a corectat pe fratele Mircea, că nu era vorba de Damasc, era vorba de Emaus. Și din tot ce s-a întâmplat în seara aceasta, în loc să vă bucurați de mesajul frumos al cântărilor, de închinarea copiilor care l-au lăudat pe Domnul, să găsiți acel ceva minuscul, neînsemnat, care trebuia de dat deoparte. Când mâncăm pește, avem foarte mare grijă oscioarele să le punem deoparte și ce este bun să luăm. De aceea, dragii mei, un prim gând pe care vreau să-l împărtășesc este acesta, cu dumneavoastră, este acesta. Să avem grijă la dialogurile noastre. Soțul ce discută cu soția, soția cu soțul, ce discută tinerii când se întâlnesc, când petrec un timp împreună. Nu văd niciun lucru rău să meargă tinerii împreună la un timp Horton de bunăoară să, nu știu ce servesc ei acolo, dar din câte știu din produsele lor, nu sunt lucruri periculoase pentru ei. Deocamdată, nu știu ce va fi în viitor. Dar atunci când sunt împreună, să vorbească lucruri care plac lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ia aminte la lucrurile acelea. Și dacă din toți călătorii care erau pe drumul către Emaus, sau poate unii mergeau dincolo de Emaus în seara aceea, Domnul a știut care sunt cei ce vorbesc despre patimile Lui. Din mulțimea clienților de la Tim Horton, dacă doi tineri creștini vorbesc despre Domnul, Domnul știe lucrul acesta. Poate să fie zarv oricât de mare. Știe Domnul lucrul acesta și să ia notă de el. Sunt convins de lucrul acesta. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că la toate frământările noastre există câte un răspuns, cel puțin un răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu. Dificultatea noastră cea mai mare este că nu prea știm care cuvânt al lui Dumnezeu se potrivește cu situația în care ne găsim noi. Dar cred cu tărie că la toate situațiile majore, semnificative din viața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un răspuns. Și dacă Duhul lui Dumnezeu ne deschide ochii să-L vedem răspunsul acela, inima noastră se liniștește. La treia lucru pe care aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră, pentru că nu vreau să depășesc timpul, vreau să las în urma mea o amintire bună. După ce Domnul Iisus a făcut de cunoscut ucenicilor acestora doi, s-a făcut nevăzut din mijlocul lor și ei au pus o întrebare importantă. S-au întrebat unul pe altul cu privire la o experiență pe care au trăit-o pe drum, o experiență care scapă ochiului omenesc. Și se întrebau unul pe altul, nu ne ardea inima în noi când pe drum ne vorbea și ne deschidea Scripturile? Adică, întrebarea aceasta este într-un fel o întrebare retorică. Pentru că răspunsul se subînțelege, nu era nevoie cineva să formuleze un răspuns savant. Ba da, tocmai asta se întâmplase. Pe drum călătorisele cu acest străin care noi știm că era Iisus, Iisus le vorbea din Scriptură,
Îi conducea pas cu pas prin ceea ce a spus legea și prorocii despre el și le arăta adevărul Scripturilor și oamenii aceștia dintr-o dată simțeau că acest străin are dreptate și acele adevăruri erau acolo și ei nu le-au văzut. Poate le-au citit, poate le-au auzit, dar cum de nu s-au gândit la ele? Experiența aceasta poate ni se întâmplă atunci când ne vizitează câte un frate care este folosit de Domnul și Domnul l-a învestat cu multă înțelepciune și îl asculți cu uimire cât de frumos leagă cuvânt cu cuvânt, cuvânt cu cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu și parcă ți se deschid ochii și nici nu știi cum a trecut un ceas. Așa a trecut și drumul spre Emaus. Vreau să vă spun, când cuvântul lui Dumnezeu este proclamat cu ungere de sus, cuvântul acela, dacă găsește o inimă deschisă, însetată după răspunsul de sus, cuvântul acela produce în noi o, așa o experiență, o stare pe care ucenicii au deschis-o în aceste cuvinte. Nu ne ardea inima în noi? Vă mărturisesc, dragii mei, că mi-e dor să ascult asemenea predici care să ne cerceteze, care să ne atingă, care să ne răscolească și să ne facă să nu mai stăm indiferenți. Și dacă plecăm spre casă, tot așa cum am venit, e o problemă acolo. E o problemă. Vă îndemn să vă rugați pentru predicatori ca Domnul să-i îmbrace cu putere de sus, să le dea cuvânt. De o vreme încoace mă rog și i-am promis lui Dumnezeu un lucru. Și acum, în seara aceasta, îngăduiți-mi să-mi deschid inima să vi-l spun și dumneavoastră. Și am zis așa, Doamne, îți promit, sper să și pot ține lucrul acesta, că oricât de multe cărți voi ajunge vreodată să citesc, mă voi baza numai pe ajutorul Tău în propovădirea Cuvântului. Oricâte cărți aș cumpăra din România sau de pe internet sau de oriunde, oricâte cărți aș cumpăra, orice aș citi, oricâți mari predicatori aș asculta, eu mă voi baza întotdeauna și voi striga la tine după ajutorul tău când va trebui să predic cuvântul. Pentru că acela este cuvântul care atinge și transformă. Aș putea citi până îmi pierd vederea complet. Dar nu va fi de folos, că nu de informații aveți nevoie. Sunt atât de multe informații. Aveți nevoie de cuvânt de descoperire, avem nevoie de cuvânt de descoperire. Câți ne-au rugat pentru un asemenea cuvânt? Vă îndemn să faceți lucrul acesta. Și încheie aici și zic, amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Fratele Mircea a anticipat puțin ceea ce vreau să spun. În această rugăciune în care aș vrea să aducem mulțumire Domnului pentru sărbătoarea aceasta, pentru învierea Domnului Iisus, pe lângă celelalte lucruri pe care poate veți vrea să le amintiți, aș vrea să vă chem, să vă rog să mă amintiți și pe mine. Mâine seară voi pleca în călătorie și voi petrece un timp în România să rezolv niște lucruri pe acolo și apoi eu mi-aș dori să mă întorc cu bine. Unul singur a putut să spună cu certitudine de 100% mă voi întoarce și acela știu sigur că va veni. Noi toți ceilalți spunem cu anumite măsuri de probabilitate. V-aș ruga să mă amintiți ca Dumnezeu să mă ajute în călătoria aceasta și să mă ajute să mă întorc cu bine, în mijlocul dumneavoastră. Haideți să rugăm întâi.